prefect, domnule director, stimați consilieri și invitați, distinși reprezentanți ai presei, în primul rând vreau să încep prin a mulțumi domnului prefect pentru înțelegerea și modul în care a gestionat, din punct de vedere juridic, acest moment și această perioadă, și nu în ultimul rând pentru prezența dânsului la ședința festivă de constituire a Consiliului Local al orașului Jihlava. Dragii mei, în urmă cu 4 ani și aproape 4 luni, depuneam și atunci jurământul cu mâna pe Biblie și pe Constituție și prin care mi-am asumat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru binele locuitorilor orașului Jihlava. Am început la vremea respectivă mai multe proiecte importante de transformare a orașului și a satelor aparținătoare, proiecte edilitare, proiecte gospodărești, proiecte de modernizare a tuturor unităților, deci de învățământ din oraș, de modernizare a spitalului orășenesc, dar și un proiect de dotare ambulatoriu spitalului orășenesc, un proiect de finanțare europeană. Deci, într-un cuvânt, toate aceste proiecte au avut un singur scop. Creșterea calității vieții concetățenilor noștri. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, aparatului de specialitate din cadrul primăriei, a Consiliului Local, care azi își încheie mandatul, dar și al fiecărui cetățean în parte, pot să spun că am reușit să dăm o altă față urbei noastre. Toate aceste proiecte, sigur, o parte finalizată, altele aflate în curs de implementare, în diferite stadii, au fost prezentate și aduse la cunoștința oamenilor. Dar toate aceste proiecte, să știți că au un numitor comun. Și acest numitor înseamnă implicare, determinare și dorința permanentă de a schimba lucrurile în bine. Am reușit în mandatul trecut să fiu primarul tuturor, implicându-mă în problemele și nevoile lor, și o spun cu toată certitudinea, indiferent deci de apartenența lor politică. Administrația locală presupune muncă, viziune, dar și o gestionare corectă și echilibrată a resurselor materiale și umane pe care le avem la dispoziție. Actualul Consiliu Local trebuie să facă echipă cu executivul primăriei. Și când spun treaba asta, mă refer la faptul că împreună trebuie să iniție, să analize, să promoveze toate proiectele de dezvoltare ale orașului. În momentul în care dumneavoastră ați intrat în Consiliul Local, trebuie să dați jos, să zic eu, haina de cele mai multe ori subiectivă a partidului, să îmbrăcați o haină administrativă, una obiectivă, ca fiind singura haină care are soluții
corecte la problemele oamenilor și ale orașului. Fiindcă cei care ne-au trimis în Consiliul Local, și mă refer la concetățenii noștri, au așteptări mari din partea noastră. Administrația locală, așa cum marea majoritate știți, nu spun aici principii și teze, știți că ați văzut și v-ați informat, înseamnă, deci, în primul rând, munca în echipă, multă muncă în echipă, dar care echipa, la un moment dat, când ia o decizie și supune aprobării un proiect de hotărâre, trebuie să aibă la bază doar argumentele tehnice și obiective care înclină balanța deciziei. Argumentele sunt cele care trebuie să fie, să încline balanța. Azi, după 4 ani și 4 luni, am jurat tot cu mâna pe Biblie și pe Constituție să fac tot ceea ce stă în puterea și în priceperea mea pentru a promova interesele orașului Jibou și ale cetățenilor noștri. Dragii mei, să știți că nimic nu obligă mai mult decât să juri pe sfânta credință a poporului român. Sfântă credință care este coloana vertebrală acestui neam de mii de ani. Votul de încredere pe care l-am primit în 27 septembrie înseamnă, pe de-o parte, continuarea proiectelor începute și aflate, cum vă spuneam, în diferite stadii, dar și începerea și punerea pe făgaș a unor proiecte noi din portofoliul financiar european viitor 2021-2027, în care Jibou trebuie să depună proiecte cu finanțare europeană pe toate axele în care este eligibil. Proiectele noastre trebuie construite pe nevoile orașului, pe prioritățile oamenilor și nu pe idei care nu au nimic de-a face cu realitatea. Vă invit pe toți consilierii aleși, indiferent deci de formațiunea politică prin care ați ajuns în Consiliul Local, să muncim împreună în interesul cetățenilor și să promovăm interesele orașului. Am convingerea că împreună vom lucra cu bună credință, așa cum am jurat astăzi, pe parcursul celor 4 ani de mandat. Astfel încât, la sfârșitul mandatului, concetățenii noștri să vadă și să fie mulțumiți de realizările noastre. Vreau să mulțumesc, și nu în ultimul rând, celor care astăzi își încheie mandatul, care în cei 4 ani au sprijinit și susținut proiectele de investiții și de dezvoltare ale orașului. Vă felicit încă o dată pe toți.